Ok, dragii mei, haideți să vă explic de ce s-a întrerupt înregistrarea. Și cred că are foarte multă legătură și cu ceea ce se întâmplă între voi. Eu cred că ați șocat acest personaj. Am zis că se simte captiv, captivă, eventual, dar cred că e vorba mult special de un bărbat. Așa, pentru că eu vorbeam, dați la celălalt videoclip, eu o să încerc să continui totuși etalarea. Calmă, dar acum trebuie să mă descarc și trebuie să împărtășesc cu voi experiența magică, misterioasă, mistică. Păi, ciudată pe care am trăit-o. Deci vorbeam cu voi, despre voi, explicam aici și aud un ciocănit în geam. Care acest geam nu poate fi accesat oricum? Nu, stau la casă, nu stau la bloc, dar nu poate fi accesat oricum. De oricine. Nu se intră așa ușor în zona asta și, ciudat, nu lătra niciun câine. Am doi căței, doi apărătorii patriei. Una mai rea, mai gălăgioasă ca cealaltă. Și, păi, cine să ciocăne la geam și să nu lătre niciun câine? M-am gândit la hoț, m-am gândit că poate e vreo situație, deși mai am încă un telefon care stă pe masă, gata să sune în caz de vreo situație excepțională. Nu știe decât o singură persoană acest telefon. Și zic, măi, dacă nu am fost sunată pe telefonul ăsta, de ce să mă caute? Ce ar putea să se întâmple? Hoți. Dacă erau hoți, clar erau și lătrături. Cine să fie? Credeți-mă, m-am gândit până și la mama. Zic, băi, mă caută mama în timpul etalării. Zic, bă, nu se pune. Nu se poate. Deci am avut un nod în gât și în stomac, nu pot să explic. Evident că am strigat cine acolo, foarte agresiv, dar nu-mi venea să dau draperia la o parte. Mă, nu s-a auzit nimic, a zic, cine e? Nu, nimic, nu, da. Ca în poeziile gotice The Raven de Alan Poe. Nimic, nimic. Băi, hai, asta e. Îmi fac curaj, dau draperia la o parte și la fereastră apar doi ochi verzi. Merlin. Mamă, bestie! Ce faci, fată? M-ai speriat. Treci în casă. Uitasem că e afară și a venit să mă caute să ceară voi înăuntru. Febreța mea. Măi, dar o stare de sperieturi. Dacă m-am gândit că mă caută, mamă, vă dați seama. Unde am ajuns? Instantaneu, așa, în 30 de secunde prin câte stări am trecut. Ideea este că eu, voi știți că nu se întâmplă lucrurile chiar așa, oricum, da? Într-o etalare. Dacă s-a întrerupt ca să vă povestesc acest lucru și ca să înțelegeți înainte de a explica toate celelalte, mai presus, cred că mai presus de toate, i-ați speriat. Ați bătut la geamul, la ușa sufletului lor, pentru că asta e casa, camera. În psihologie, în psihanaliză, asta reprezintă sufletul omului. Ați bătut la sufletul lor, ați bătut, ați comunicat. Apropo de comunicare, valetul de spade, cioc-cioc. Da? Ați comunicat, ați bătut la sufletul lor într-un mod misterios, când nu se așteptau, era noapte, într-un tuneric probabil. Și ați venit. Evident, eu când am văzut-o pe Merlin m-am bucurat nespus. Probabil că și ei s-au bucurat, după cum arată cărțile, oamenii sunt îndrăgostiți până peste cap, urechi, cum vreți voi să spuneți. Sunt îndrăgostiți, vă iubesc. Dar nu s-au așteptat și este teama de dragoste. Nu știi ce este. Ce se întâmplă? Cel puțin la primele semnale. Ce asta? E dragoste? E altceva? Cine este? Pentru că eu uitasem de Merlin, cu alte cuvinte, și ei au uitat de dragoste, de niște sentimente profunde și voi reactualizați. Am zis parcă până să închid. Că îi face să se conecteze la sufletul lor, nu știu.
Dar parcă am spus, regele de cupe, să atingă niște profunzimi emoționale, să se transforme și să atingă niște profunzimi emoționale, să ducă în întunericul inimii și să se regăsească acolo și acolo să găsească dragostea până și în întuneric, apropo de întuneric. Și apoi să iasă la suprafață. Da. Se pare că, într-adevăr, apropo, apare iar fluturele Eros și Psihe. Dar Black Egg, că vorbim de magie. Black Egg și cuvântare, iar cuvântarea, felul în care și asul de fapt. Felul în care ați vorbit, parcă ați făcut magie uvrajă, i-ați conectat la sufletul lor, ei erau conectați doar la sex. Unii dintre ei. Dacă știți că persoana despre care vorbesc nu era un aventuros sau aventuroasă, căutați alt număr. Pentru că aici este vorba de o persoană care se juca cu viața, de a viața, de a dragoste, nu de dragoste, de a pasiunea. Dar ea ca acest cavaler a întâlnit preîmpărăteasa și împărăteasa. Bine, a întâlnit da. Cu alte cuvinte, dacă nu sunteți căsătorit, apare împărăteasa de două ori, soarele apare, da, de două ori, regina de bâte de două ori, regele de cupe de două ori. Dacă nu sunteți căsătorite, doamnelor, sunteți independente, oamenii ăștia vor face, nu știu când, în cât timp, dar vor sta în cap să se căsătorească cu voi. Cu regina de bâte, iar aveți magie, apropo de Black Egg, Black Cat, apropo de Janet Jackson, Black Cat. Aveți ceva magic în felul în care vă exprimați, creativ, senzual, atrăgător. Nu e vulgar, nu. Să aveți o încredere cu regina de bâte și soarele. Aveți o încredere care efectiv îi dărâmă, îi sperie, îi atrage, iar îi sperie, iar îi atrage. E ca atunci când stai la plajă, la soare și tot îți vine să mai stai, dar știi că te arzi. Sau că atunci când te joci cu focul, te încălzești, dar știi că nu poți să stai prea mult, că te arzi. E o teamă. E și o teamă. Nu întâmplător a apărut și experiența asta. Ideea este că ceva s-a întâmplat între voi pentru că apare un 10 de spade. Pe de altă parte, probabil că îi scoateți dintr-o întuneric, dintr-o decepție, din ceva și duceți către lumina sufletului vostru. Dar dacă s-a întâmplat ceva între voi și voi le-ați întors spatele, da? Repet, în aceste de cărți, a apărut acesta și la numărul 2, voi v-ați păstrat energia divină și aici este ciudat. Cum, în pofida unor experiențe prin care ați trecut, că apare un refuz, apare ceva, apare diavolul ca energie toxică, tendințele lor sexuale, lipsa de angajament în relații, distracția cu prietenii, chestiuni, legături karmice. I-a ajutat să se dezlege de legăturile karmice și să intre în uniune, în primul rând, în sufletul lor, yin și yang, în sufletul lor, dar, repet, și cu voi, să se regăsească. Și aici este pentru că voi, ei nu puteau să vadă dincolo, n-au putut să se sizeze, ați avut o aură puternică, n-au văzut dincolo de acest camuflaj ce o fi fost. Cum am zis la început, n-au putut. Și a fost o surpriză, apropo de întuneric, a fost o surpriză. Cum ați putut să bătesc tocmai voi la sufletul, la geamul, la sufletul lor? Cum? Și repet, dacă i-ați lăsat cu 10 de spade în urmă, pentru că v-au dezamăgit, faptul că aveți această putere să-i lăsați în urmă și să vă păstrați aura înaltă, vibrația înaltă, iar este ca un act de magie în care voi, în loc să vă eliberați de ei, ei se simt și mai atrași de voi. Ce este mai, apropo de legătură spânzurată, se simt legați de voi.
Pe de altă parte, văd unde au fost legați, pentru că apare diavolul, apare spânzuratul, legăturile karmice s-au ținut de, poate, sex, bani și alte chestiuni, job-uri, eu știu. Și într-un mod magic, felul în care vorbiți și nu doar în care vorbiți, cuvântați, dar spuneți niște cuvinte importante, câteva. Câteva! Nu e nevoie să spuneți multe povești, cum spun eu pe aici și alții. Câteva cuvinte ați spus. De i-ați făcut să se îndrăgostească. Intuiția voastră va îndemna să rostiți ceva. Să aduceți lumină, într-un fel sau altul. Să ciocăniți. Intuiția v-a spus să ciocăniți la sufletul lor, într-o formă. Și ați ciocănit? Ei v-au lăsat să intre. Dar le-a fost frică. Dar ați intrat. Pentru că vă așteptau. Vă așteptau pentru că voi sunteți fericirea lor. Da? Voi, soarele, sunteți soarele lor. Împărăteasă, repet, împărăteasă. Inițial au crezut că sunteți doar o femeie puternică, independentă, plină de realizări, da, nu zic de apreciat, dar între timp și-au dat seama că sunteți totul împărăteasă. Împărăteasă. Trei de bâte. Le dați speranță. Ia, trei de bâte, soarele. Cum ați putut să-i scoateți dintr-un întuneric și să le dați speranță și să veniți să-și descopere lumina sufletului? Eventual, știți, acum interpretez iar ciocănitul ăsta la fereastră, că și ei au venit din întuneric înspre voi, înspre lumina voastră. Da, frumoasă interpretare, nu? Mulțumesc mult. Și asta e. Și asta e valabilă. Voi ați luminat în întuneric și ați atras. I-ați atras. Într-un mod captivant, magic, chiar cum vreți voi să spuneți. Cu faetonul. I-ați, faetonul care merge către stea. Iar ați luminat în întunericul lor, diavolul, cavalerul de monede, preocupați de bani, de sex, înceți în acțiune și în angajamente eventual. Și voi cu lumina voastră, că voi sunteți stea, i-ați făcut să lase în urmă. Îi faceți, nu știu cât timp, la un moment dat cândva, îi faceți să lase în urmă această energie toxică. Ia uite, 8 de cupe iar confirmă să lase în urmă și să meargă către 10 de cupe. 10 de cupe care soale varianta mică, să meargă către fericirea pe care o simt în preajma voastră. Ia uite, regina de bute a treia oară. Afară de faptul că vă văd super sexy, super încrezătoare, mai ales dacă sunteți doamne, puteți să și inversați. Nu știu, dar acum cred că vorbesc foarte mult pentru doamne. Nu știu cum ar fi invers. Dar dacă ar fi bărbați, aveți încredere, străluciți, sunteți frumoși, sunteți iar creativi, am zis. Aveți o vibrație foarte înaltă, inspirați, atrageți publicul. Dar mai ales pe ei. Interesant este că apare 4 de cupe care confirmă și cu 10 de spade că ceva s-a întâmplat între voi. Eventual, ei au încercat să vă refuze, s-au luptat, apropo de 5 de bâte, s-au luptat cu voi să refuze această dragoste, asul de cupe. Fatală, unică. De-aia e și frică. Frică de moarte și de dragoste în același timp. Scorpion, avem aici energia scorpionului într-o formă sau altă, sau lună și Pluto, sau Pluto într-un anumit context, afară de soare. Energie emoțională foarte interese. Sau te iubesc până la moarte, ceva de genul acesta. Aceasta este emoția, sentimentul pe care îl vor simți, a zis, toată viața pentru voi. Voi sunteți soarele împărăteasa lor. Că veți fi împreună, că nu veți fi împreună, voi asta veți fi pentru ei. Și asta este misterul și magia. Sper că vă place totuși continuarea. Ei au stat în prietenii, în distracții, poate în băuturici. Poate au fost într-o relație stabilă și își mai permiteau să mai iasă din când în când, să înșele, eventual, aventuroși. Repet, dacă aveți de-a face cu oameni serioși, nu e aici. Aici este vorba de un personaj care a fugit de dragoste.
Și care în momentul în care a găsit-o s-a speriat. S-a speriat și în momentul în care te sperii, nu deschizi imediat. Ba, îți vine să și fugi. Bine, eu sunt mai curajoasă, de-aia am deschis. Rămâne să vedem ce vor face, dar am zis de la început, am văzut 5 de bâte, se vor zbate la un moment dat când se vor trezi, sunt pe cale să se trezească, adică n-au altă șansă. E ca atunci când dormi și îți bate soarele, n-ai ce să faci cât ai închide, cât îți ochii, ai strânge ochii, îți pui plapuma, trece soarele până și prin plapuma. Cam asta se întâmplă. Soarele vostru, lumina voastră i-a atras, am zis și versiunea cealaltă. Pe ei din întuneric era frig, bătea vântul afară. Merlin se săturase. De joacă, apropo de player, de joacă. Umbla din, eu știu, floare în floare. Deși e cam întuneric, dar nu contează. Ei se obișnuiseră cu întunericul, vedeau în întuneric. Dar când au văzut lumina de la fereastra voastră, ca un ghid, ca steau, am zis. Și ce iar un mister, patru de cupe îl văd acum altfel. Este iar un mister, o magie. Ce ați făcut? Apropo, ce vreau să zic cu asta mică Merlin, că tot o cheamă Merlin, sunteți ca o vrăjitoare în viața lor. Poate că și aveți aceste calități. Da? Dar este absolut magic cum de faceți să nu-și mai dorească aceste prietenii de duzină. Deocamdată voi sunteți aici pe un piedestal și dragostea și moartea. Undeva sus. Nu știu încă, cel puțin în această perioadă. Nu știu. Dar clar, dacă v-au pus acolo, v-au pus bine, sunteți într-un loc foarte special. Cu soarele. Am zis, repet, soarele de două ori. Ia uite, 8 de cupe de două ori. Lăsați în urmă, mi-a ajutat să lase în urmă lucrurile care sau trecutul, întunericul. Asta pentru că, repet, ceva s-a întâmplat, poate că și voi ați refuzat, fiind în această situație mai ciudată, mai nepregătită, au greșit într-un fel, i-ați lăsat, pentru că eu asta văd, și este șocant, misterios, cu voi ați avut puterea să-i lăsați în condițiile în care poate alte femei sau alți, eu știu, parteneri, foști, atrăgători, eu știu, fani, alți fani n-ar fi avut puterea să vă lase. Dar voi i-ați lăsat. Și i-ați lăsat pentru că știți că trebuie să se maturizeze. Și i-ați lăsat și mergeți cu încredere. Iar spre reușitele voastre, spre succesul vostru, spre misiunea voastră, misiune publică eventual. Dar sunt foarte multe de spus aici. Deja s-au făcut 17 minute. Iar ce este magic la voi? Că deși aveți granițe personale, sunteți stați un pic să găsesc cuvintele. E chestiune de curcubeu. Mă gândesc la prisma aceea prin care trece lumina, prisma, și apoi se împarte lumina în cele 7 culori. E un proces fizic. Deși aveți granițe personale, sunteți foarte complexi, una la mână, iar este un mister cu... Probabil că n-au întâlnit oameni și nici nu o să întâlnească oameni ca voi. Și eventual le dați speranța că pot să-și regăsească speranța și pot să-și recreeze și ei sau să atingă la un moment dat măcar o parte din ceea ce ați atins și voi, ceea ce sunteți și voi, culoare, lumină, căldură, asta văd, lumină, culoare, căldură, dragoste, voi asta emanați. Ia uite, lumină în întuneric, tot așa, lumină în întuneric. Și feminin și masculin sunteți, sunteți totul pentru acești oameni. Și de-aia zic, se simt captivi, n-au altă șansă. Deci, am zis, e o dragoste fatală. Și de-aia ți-e frică. Zici, mă... Ce pot să mă îndrăgostesc? Nu! Chiar iubesc!
What the shit? Cine eu? Mai ales oameni care fug de iubire. Eu? Mai, asta mi-a făcut ceva vrăj. Nu, este energia voastră. Frumusețea voastră și interioară și fizică, dar mai ales interioară și nu e vorba doar de frumusețe, e vorba de putere. Și totul începe cu comunicarea asta. Cioc, cioc, cioc. Dacă Merlin ar fi meunat, era totul mai ușor. Dar a fost cioc, cioc, cioc. Și apoi a fost comunicarea asta emoțională. Magică. Tumultoasă așa, profundă, scorpionească. What the shit, ce se întâmplă? Mi-e frică. Nu, nu mi-e frică, sunt super bucuros, bucuroasă. Super fericită. Ba nu, iar mi-e frică, încă mi-e frică. Adică la un moment dat când i-am deschis Melinei, aveam frica dinainte și bucuria regăsirii. La un moment dat sunt cele două. Merg o perioadă, mână-mână, nu știi ce să faci. De fapt, ce, mie ce fac? Mi-e frică sau eu vreau să iubesc? Și atunci oamenii fug. De-aia ceva s-a întâmplat. Poate că și voi ați simțit indecizia, toxicitatea asta, intensitatea asta, obsesia asta. Și poate și voi ați simțit că începe și voi să iubiți. Și poate, nu știu care din voi a plecat primul. Dar clar, voi, energiilor feminine, că sunteți bărbați într-o energie feminină înaltă, intuitivă, creativă, ce să mai... Angelică, aș spune. Știți, asta e, eu trebuie să merg, am o misiune, regret, nu pot să accept situația actuală, poate în alte condiții o voi accepta deocamdată, nu pot să accept asemenea situație, merg, îmi păstrez demnitatea, mă detașez și asta și aici este iar un mister. Cum a putut să se detașeze? Pentru că amândoi ați simțit dragoste. Diavolul ăsta e o chestie, sunt doi oameni care sunt legați, doi oameni se simt pasional și eu cred că și voi ați fost atrași sau atrași de ei, la fel de intens. E și uimirea Merlinera. Cum? M-ai lăsat? Cum m-ai lăsat? În fine. Dar în primul rând a mea. Poate și voi, când i-ați întâlnit, v-au bătut și ei la geam, într-o anumită formă. Au venit în... Păi, cine vine ăsta din întuneric? Ăsta, asta. Cine e personajul ăsta atât de întunecos? Că mă sperie și pe urmă îți descoperiți lumina și bucuria. Știi ce mă bucur pentru acest personaj pe care nu-l știu, care vine din întuneric? Bine, eu știam pe Melin. Poate că iar este o chestie, o recunoaștere. O știați, îi știați dintr-o altă viață, dintr-o altă conexiune, dintr-un alt context. Vă regăseați. Foarte, apropo de magie de mister. La numărul 3, în general, e complicat, dar acolo chiar a fost, chiar repet, dragoste fatală. Cu dragostea asta mori în suflet. Că ești, că nu ești, dar eu cred, dacă e un bărbat, repet, 5 de bute că a apărut în timp ce am amestecat, va încerca tot posibilul să fie cu voi. Că nu mai e nimeni alta. Și aici este misterul. Cum nu mai îmi pasă de celelalte? Nu mai îmi pasă de celelalte. Dar nici nu îndrăznesc încă să privesc la această dragoste pentru că mă sperie. Că mă sperie. O doresc, dar mă sperie. Aoleu, și ce mai mi-aduc aminte ca și melodie? Alice Cooper, Poison. Bine, apropo de cei care ascultați rock, Poison. Da. Sărutul. Asul de cupe, asta înseamnă și sărut. Sărutul ăsta e fatal, îmbrățișarea asta e fatală, conexiunea asta e fatală. Atât de profundă.
Și au foarte multe de învățat, pentru că într-o bibliotecă, foarte multe de învățat eventual ca să își facă curaj și să bea această cupă, să se bucure de această cupă. Foarte. Și după ce, apropo de Sfântul Graal, da? Alte lucruri vor fi dezvăluite, înțelese cu soarele și cu părătea sa. Asta e magic. Poate că nici ei n-ar putea să exprime cum am exprimat eu, dar, nu știu, eu cred că totuși și etalările astea au ceva. Sunt captivi, că n-au cum să mai scape. Sunt prinși în țesătura voastră, pentru că voi sunteți creativi, creative. E mare. Deci, cât ar merge? N-au, e imensă. Iese din acest cadru. Se duce mai încolo, mai încolo. Și știți că acestea sunt lipicioase. Da, sunt aici moare. Vorba vine. Vechiul eu. Aici moare vechiul eu ca să renască cum... Moarte și renaștere, ca să renască următorul, regele de cupe, cel care, aici e butterfly, da? Effect, black egg, comunicarea și o nouă pasiune, eventual. Pasiune care irită, care creează alergii, stres în toată comunitatea. Toată lumea, cine? Ăsta cu asta? Sau invers? Nu. Dar ce s-a întâmplat? Cum de acest super personaj poate să fie cu acela sau cu aceea? Dar apare o transformare. Veți fi când se va transforma. Și, de repet, dacă nu veți fi împreună, nu asta contează. Important este că această dragoste transformă. Dar sper să mai am canalul. Dacă nu, mă căutați, vedeți cum. Pe unde? Prin ce țară? Pe unde? Prin ce coordonate? Cu gândul și îmi transmiteți, da, el așa s-a întâmplat, s-a transformat. Cam atât, sper că v-a plăcut totuși faptul că am întrerupt, dar chiar a fost foarte fascinant numărul 3. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, ceau, ceau, numai bine!